Ziua Europeană împotriva traficului de persoane a fost marcată la Sighetul Marmației printr-un seminar axat pe combaterea acestui fenomen atât în Marea Mureș cât și la nivel național. Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASOC, în calitate de promotor, a lansat inițiativa bilaterală Protect, Support, Empower Human Trafficking Victims in Romania, finanțată în cadrul programului Dezvoltare Locală, al cărui operator de program este Fondul Român de Dezvoltare Socială. Astfel, echipa de proiect din cadrul acestei inițiative a organizat un seminar cu tema recunoașterea profilului unor potențiale victime ale traficului de persoane. Evenimentul a avut loc la sediul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetul Marmației, unde au fost invitați reprezentanța instituțiilor publice, cultelor, ONG-uri și voluntari. S-au dezbătut problemele legate de victimele traficului de persoane și s-au căutat soluții pentru abordare mai eficientă în zona Marea Mureș și nu numai. De altfel, obiectivul principal al inițiativei îl reprezintă prevenirea traficului de persoane și acționarea în situațiile în care există victime sau potențiale victime în rândul persoanelor strămutate de cetățenie ucrainiană. În cadrul acestei acțiuni sunt puse în practică intervențiile de urgență în vederea sprijinirii refugiaților sosiți în România în contextul crizei umanitare rezultate în urma războiului din Ucraina. Finanțarea pentru acest proiect este asigurată de un grant în valoare de 160.000 de euro, oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin granturile SEE și norvegiene 2014-2021 și se desfășoară pe o perioadă determinată timp de 9 luni cu posibilitate de prelungire.